Mulțumesc că vă avertizez de la bun început că intervenția care urmează este a unuia care are o soție implicată în politică, o fiică, trei surori și care toată viața lui a lucrat într-un sistem predominant feminin. Prin urmare, s-ar putea să fiu puțin excesiv de feminist astăzi. Ne place de fiecare dată la astfel de evenimente, mai ales la un eveniment dedicat femeilor, să omagiem echilibrul, să omagiem puterea unei realități. Și realitățile nu pot fi exprimate mai bine decât prin cifre, așa cum îmi place mie. Și aș vrea doar să ne amintesc că în legislatura trecută, în Parlamentul României, procentul femeilor parlamentare era de 19%. Am făcut un progres în actuala legislatură, de al de 17%. Și cred că lucrurile astea stau la fel la toate partidele, nu numai la noi, la liberali. Ne place foarte mult să vorbim despre egalitatea în drepturi, dar asta până când ne s-o punem în practică. Asta nici nu e de mirare, pentru că, o spuneam și la întâlnirea tinerilor, suntem oarecum un popor de misogini. Nu ne place, dar este o realitate. Și dacă ne gândim că pentru prima dată în Parlamentul României s-a vorbit despre dreptul la vot al femeilor în 1922 și a durat foarte puțin, adică 16 ani până când la Constituția din 1938 au și dobândit dreptul la vot și dreptul de a fi alese, asta are o explicație a ceea ce se întâmplă astăzi. Spunea prietenul meu, domnul Ghițescu, că este ziua internațională a bărbatului. Am omis să vă spună că în fiecare an această zi are și un motto. Anul acesta este să-i ajutați pe bărbați și pe băieți. Asta schimbă puțin paradigma în sensul că este clar că avem nevoie. Cine poate să-i ajute pe bărbați pe băieți decât doamnele și domnișoarele? Prin urmare, dacă vrem să trecem de la vorbe la fapte, aș da un singur exemplu, pentru că eu nu sunt mândru de faptul că în localitatea în care trăiesc, la Brănești, din cei 5 consilieri liberali, 3 sunt doamne. Deci 60%. Nu trebuie să faceți decât același lucru în fiecare localitate și lucrurile se rezolvă. Pentru că este aproape un adevăr cunoscut de toată lumea că o femeie are mai multă putere de convingere decât un bărbat. Și că în campanii electorale avem nevoie de dumneavoastră și cred că nu este decât necesar ca fiecare dintre doamnele de aici să depună un efort maxim pentru a avea succes. Aproape că nu mai aveți nevoie de noi. Dar haideți să încercăm să fim totuși egali și nu să schimbăm egalitatea în partea cealaltă. Prin urmare, doamnelor, sunt absolut surprins, plăcut surprins de numărul mare în care vă aflați astăzi aici. Vă așteptăm alături de noi cu drepturi egale și cu reprezentare egală. Vă mulțumesc!